Dragii mei, salutare, un nou podcast, Generația lui John. Vă rugăm din suflet să înțelegeți că este o emisiune înregistrată, dar ceea ce urmează să vă prezentăm e ceva important pentru Ploiești, pentru tineret și pentru oamenii care fac bine în oraș. Nu știm de ce se mai întâmplă treaba asta, pentru că de multe ori ne e mai simplu să mergem către București. Dacă nu ne place în capitală, cu siguranță plecăm din țară, scăpăm de toate grijile, de toate problemele și cu asta basta. Alături de mine este Radu Siminescu. Radu, bine ai venit în podcast și bine ne-am regăsit, ca să zic așa. Salutare, John, și bine te-am găsit. Aș vrea să fac o prezentare pompoasă, însă nu mă ocup cu astfel de lucruri, ci mă ocup cu a lăsa pe invitatul meu să se prezinte cât mai bine și cât mai pe scurt. Așadar, te ascultăm. Am înțeles. Ce pot spune despre mine? Am 34 de ani, am un copil care vreau să-l doresc să-l văd în Ploiești crescând și realizându-se și așa cum și eu am făcut la rândul meu să rămân aici și a exista o continuitate și o dezvoltare. Că tot ne dorim ca orașul să fie dezvoltat și să avem cât mai multe activități. Am studiat în afară aproape 4 ani, o licență și un master în științe politice și politici publice și guvernare. Iar astăzi sunt un tânăr antreprenor implicat în mediul non-guvernamental al ONG-urilor de aproape 20 de ani. Și în ultimul rând consilier local în Consiliul Local Ploiești. Ce bine! Ce bine că ai spus tu treaba asta, ca să știe lumea despre cine este vorba. Mă gândesc acum că prima întrebare ar fi destul de simplă. Știe ploieșteanul de rând când te vede pe stradă că tu, Radu Siminescu, ești unul dintre oamenii care are putere de decizie, care poate să spună da, sunt de acord sau nu, nu sunt de acord sau mă abțin? Mai rar. Acum depinde și de segment. Mm-hmm. Pe segmentul de tineret, eu cred că tinerii care sunt implicați în activități în municipiul Ploiești știu cine sunt. Mai departe, e destul de dificil. În general, în politică locală, dar și națională și internațională, primarul sau liderul este cel mai cunoscut, pentru că altfel și pe el de aceea îl punem să fie candidat la primărie, pentru că este persoana cea mai vizibilă, cea mai cunoscută, cea mai mare notorietate. Și după aceea sunt consilierii. Cum ai ajuns să fii parte din lumea asta politică? Implicarea mea politică datează de ceva ani. Fac parte dintr-o familie liberală, bunicul fiind deținut politic, acum 70 de ani. Și închis la canal și mai departe. Dar cred eu totuși că astăzi sunt consilier local, uite activitățile pe care le-am avut de-a lungul timpului pe segmentul de tineret și a ceea ce mi-am pus să fac în cel puțin acest mandat. După 2024 vom vedea dacă o să mai candidez. Da, văd că de obicei tinerii au un zvâc, au un început. Domnule, mi-am dorit să fac asta pentru că mă uitam odată către ploieșteni și nu mi-a plăcut că era o problemă, nu știu. De mic am fost implicat în diverse activități. Mi-aduc aminte că acum 20 de ani, când începeam implicarea în structurile non-guvernamentale, vreau să schimb ceva. Și plecând de la simpla funcție de șef de clasă, așa, am dorit să schimb ceva în acea clasă, când spuneam mie că nu suntem în regulă organizați. După aceea m-am dus și am candidat pentru președinția Consiliului Elevilor. Nu era atât de mult tam-tam ca acum ce înseamnă Consiliul Elevilor. Dar a fi președinte Consiliului Elevilor la Mihai Viteazu, la Consiliul Mihai Viteazu, a fost o realizare. Și aveam tot felul de activități, de la a organiza campionatul de fotbal, la avea activități ecologice, acele simple, dar acum 20 de ani că era o chestie simplă, poate banală, mi se pare astăzi, de a strânge toate gunoaiele care erau în curtea școlii. Și după aceea, în afara școlii, că liceul fiind pe bulevard, erau și într-o poziție care trebuia să arate într-un fel. Am continuat implicarea și am realizat timp de 3 ani, 2009-2012, festivalul de muzică rock și electro Free Fest. Era o continuare a Moto Rock-ului, acel festival de care s-a organizat la Bucov timp de 3 zile. Am mai târziu cu un grup de prieteni am realizat primul radio online la nivel local, Radio Megusta. Tot felul de activități prin care am încercat să atrag tinerii și să dezvoltăm ceva în oraș. De aici și implicarea, de aici și faptul că am înființat Societatea Eurospirit în 2009, și acum mai bine de 10 ani, prin care am dorit să inițiem diverse proiecte pentru cetățeni. Am reușit și în 2017 am înființat Consiliul Consultativ printr-o inițiativă a acestei organizații non-guvernamentale și odată noi suntem cei care am inițiat acea aplicație în 2017 pentru Ploiești Capitala Tineretului, care din păcate nu s-a materializat, dar din greșeli învățăm.
E o traiectorie foarte interesantă, cea pe care ai prezentat-o, și îmi place că ai pronunțat povestea asta cu președintele unei școli. Știi că sunt tineri, dacă le explici unor oameni adulți, dumne, ăsta micul ia niște deciziile, se consultă cu tinerii, merge mai departe, face anumite evenimente, chiar și în vreme de pandemie, fix și pe Zoom, iar lucrurile se schimbă. Probabil că și aceste momente te-au ajutat pe tine să prinzi curaj. Sigur, să ai o stimă de sine crescută. Mi se părea fascinant în liceu când aveai o autoritate acolo, simțeai ceva. În clasa 9-10 era membru al Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administrație și mi se părea un lucru extraordinar că erai întrebat și trebuia să votezi dacă un profesor merită gradație sau primă de Crăciun sau de Paște pentru cum se comporta. Și ziceai vreodată nu? Țin minte că am avut, și asta este chiar de ținut minte, un moment în care am spus că nu-s de acord cu un anumit profesor și am fost întrebat de ce și am explicat că mi se pare că nu își face treaba cum ar trebui, iar a doua oară n-am mai fost chemat. Deci se întâmplă și atunci, stai, și acum. Ai simțit pe pielea ta încă de când erai elev că anumite lucruri în anumite structuri nu funcționează neapărat ca la carte, așa cum sunt povestite. Exact. Uneori se întâmplă după pofta inimii unui grup și cu asta basta. De adevăr, adică foarte democrația a fost foarte frumoasă și înțeleasă cât timp erai un yes man, în momentul în care un pitch, un țâng, spune un punct de vedere care probabil că este mai obiectiv decât al colegilor. Pentru că nu era un profesor între profesori, momentul ăla nu mai este în regulă și democrația nu mai este bineînțeleasă. Ai, nu știu, ai fost descurajat, ai protestat, ai, nu știu, ai făcut o campanie. Am încercat să cer un punct de vedere să mi se explice de ce s-a întâmplat la acel moment. Okay. Deci am mai fost chemat și mi se explica că problemele care se discută în momentul respectiv nu mai erau de aria mea de competență. Nu-l mai chemați, mă, pe Radu. Nu-l mai chemați pe Radu că ne strică tot. Nu mai avem nici Paște, nici Crăciun, nici nimic. Da. Nici o gradație. Prietenii și familia îmi spun că sunt foarte direct. Că în momentul în care ceva mă deranjează, eu nu sunt ca un politician să tac din gură. Ceea ce de-a lungul timpului mi-a dăunat. Dar asta sunt construit și cred eu că așa este într-un fel normal să spui ceea ce gândești. Tu crezi că portretul unui politician din România are foarte mare legătură cu muțenia? E un fel de caracteristică generală? Ăștia tac acolo și își văd de treaba lor? Este o caracteristică generală sau o tipologie, putem spune, care a fost construită că un politician trebuie să știe să meargă și pe burtă, ca să folosim o altă expresie așa cunoscută. Eu cred că nu. Eu cred că de-aia suntem aleși pe diferite funcții, ca să spunem ce gândim. Că de aceea m-au ales, dacă vorbim acum 20 de ani, colegii mei, elevii în funcția aceea, de aceea m-au ales cetățenii, consilieri local, pentru ceea ce le-am spus și ceea ce am convins. Ca să super profesorii. Ca să poată să mă voteze. Nu, și atunci e normal, când ești în acea funcție, să spui ceea ce gândești, că practic de aceea ai fost ales pentru ceea ce gândești. Că așa altfel suntem toți într-un fel la fel. Uite, unul dintre proiectele pentru care meriți măcar un rând de aplauze este și cel mai recent proiect al tău, presupun, sau unul dintre cele mai recente, că 10 ianuarie 2022 e foarte actuală data aceasta. E vorba de Centrul de Tineret, despre care aș vrea să-mi spui nu mie ceva, ci să le spui părinților ca părinții să vorbească cu tinerii sau profesorii să vorbească cu tinerii și să ne spui ce se întâmplă aici în acest centru de tineret. Mi-aduc aminte în 2020, când am intrat în campanie, am promis 4 lucruri. Și le-am promis mediul în care eu mă simțeam cel mai bine, respectiv tinerii. Și au fost vorba despre Consiliul Consultativ pentru a-l face să funcționeze, Centrul pentru Tineret, Ploieștiul să aibă o strategie pentru tineret și, în ultimul rând, o reîncercare de aplicare pentru capitala tineretului. Am reușit până acum primele două. Ceea ce privește Centrul Tineret este un proiect de suflet, pot spune, care a fost înființat încă de anul trecut, în 2021, în baza unei hotărâri de Consiliul Local. Este în subordinea Casei de Cultură și este un spațiu amenajat exclusiv pentru activități de și pentru tineret, pentru cei care sunt în municipiul Ploiești. Ne putem lăuda că suntem al treilea centru pentru tineret din țară. Mai există două, unul la Timișoara și unul la București. Iar în rest, există o pauză.
Dar ce se întâmplă? Mi se par foarte puține centre de tineret în România. Mă gândeam să spui că sunt 300 de centre de tineret, dar dacă este al treilea... Care să funcționeze într-un parteneriat cu primăriile, nu, sunt decât 3. Mai există tot felul de denumiri care se numesc centru pentru tineret, dar nu sunt sub o entitate publică sau juridică. Ei ca și dau așa o denumire, o conotație. Centrul de tineret este un soi de hub, da? Ca să se înțeleagă, exact. Pentru tineri până la ce vârstă? Până la, acum depinde pe ce ne orientăm. Dacă mergem pe deciziile Uniunii Europene, până la 40 de ani. Okay. Se numește, poți, deci până la 40 de ani pot veni tinerii în acest centru. Pentru diverse activități, dar fiind subregistrată Casa de Cultură, pleacă de la un segment foarte mic. Chiar vorbeam cu cineva aseară și îmi povesteau că ieri au fost cursuri de pictură și erau copii de 6 ani. Deci ca să ne înțelegem că segmentul este... Foarte tare, mi se pare extraordinar. Da. Și au tot felul de cursuri de desen, de pictură, de robotică, că acum se fost electronică, se numește robotică acum, și se caută. Am avut iarăși expoziții. Sunt 4 săli amenajate cu tot ce trebuie, de la proiector, flipchart, laptop, în fine, tot ceea ce trebuie pentru a se putea face evenimente. Structurile de tineret și grupurile de tineret au acces gratuit în baza unei programări. E într-adevăr și varianta în care poți închiria o sală pentru un eveniment, că, de exemplu, tu, John, vrei să faci o întâlnire, să vorbești prietenilor tăi despre podcast, poți să o închiriezi separat pe un tarif modic. Deci avem și această variantă, avem și varianta în care tinerii vin pur și simplu, se programează și primesc un accept în funcție de diferite criterii. Dar el în principiu este deschis, îți dai seama dacă aseară la ora 6 erau cursuri, probabil că până undeva la ora 8. Asta înseamnă că există cerere pe piață. Mie asta da. Există oameni, există tineri care vor să facă activități. Până acum ceva vreme nu aveau unde să le desfășoare, iar acest centru de tineret vine ca un răspuns la această nevoie pe care o au tinerii. Cum faci asta, Radu? Cum reușești că sunteți 27 plus 1, eu așa zic, 27 plus 1 oameni acolo, care fac ceva bun, sper eu, pentru Ploiești și pentru ploieșteni. Cum faci tu, Radu Simionescu, ca să reușești? Că de promisiuni știm cu toții. E plin. Toată lumea promite mai puțin și livrează. Din păcate, politică. Știu, eu există motivație. Sunt un om care m-am întors de 2 ori în orașul ăsta. Și n-aș pleca. Și n-aș mai pleca. M-am întors o oară după studiile de licență și după aceea după studiile de master. Îmi iubesc orașul. Indiferent cum este el, gri, poluat, îmbătrânit, îmi iubesc și atunci îmi doresc să-l schimb. Și până la început îmi doresc ca fiul meu să trăiască în orașul acesta. Și atunci pentru el trebuie să schimb ceva. Pentru că îmi doresc să își dorească el să rămână, nu pot eu să-l oblig. Și atunci... Totul, din păcate, ăsta e de adevărul, în ceea ce facem noi pentru dezvoltarea orașului se face pas cu pas, încet și foarte încet, și atunci trebuie din timp. Și lucrul ăsta motivează în fiecare zi. Și tot ceea ce am făcut de-a lungul timpului, că vorbim de centru pentru tinere, că vorbim de ce a făcut Eurospirit, că vorbim de patronatul întreprinzători, care este pe o altă arie pentru tineri antreprenori din Ploiești și Prahova, le fac în ideea în care lumea să înțeleagă că Ploiești nu este doar un oraș gri, un oraș al petrolului, și este un oraș în care se poate ceva schimba. Și cred eu că dacă fiecare dintre cei 27 plus 1, ca să te parafrazez, așa, ar gândi în același mod, orașul putea fi foarte departe. Mă uit, de exemplu, dau un exemplu foarte banal. Am pierdut în 2017 titlul de capitală a tineretului din România în fața orașului Baia Mare. Baia Mare nu este cu nimic mai prejos, mai șmecheră decât Ploiești. Dacă pierdeam în fața Iașului, Clujului, Timișoarei... Era o onoare să pierzi așa. Exact. Doar și o să rămână? Adică o să rămână povestea asta cu... Pe mine m-ai cucerit cu povestea legată de băiatul tău, care vrei să trăiască aici în Ploiești. Și nu știu dacă este o utopie, dacă este un marketing pe care îl livreze acum sau dacă este realitate. Dacă luăm ultima variantă, să spunem, pe care practic cei mai mulți dintre noi am comunicat-o, vreau să-mi spui, cum crezi tu că o să reușești să-l convingi pe copilul tău, dar și pe mulți alți tineri, să rămână în Ploiești? Ce să faci tu și ce să facă și ceilalți 26 plus 1 acum,
indiferent de cât de mulți se vor schimba și ce vor mai face, ca Ploieștiul să devină o oportunitate, nu doar o fabricuță pentru București și străinătate. Cel mai bun exemplu, probabil și în oraș mai mic ca Ploieștiul, poate chiar la jumătate Sibiu sau Alba Iulia. Într-adevăr, oricine poate să-mi spună că Alba Iulia are istoricul. Și Ploieștiul are o istorie, nu putem nega. Am foarte multe idei. De la simplu fapt de a construi, de exemplu, un parc în aer liber al petrolului în Parcul Municipal Vest. Mie mi se pare un lucru, am putea aduce tot felul de modele de sonde, tot felul de mașini care extrag țițeiul și mai departe. Și a crea un parc în aer liber. E o idee pe care am văzut, de exemplu, bine, pe alt segment, la Reșița. Reșița care la fel se dezvoltă fantastic. Un oraș la fel pe care nu de doi bani. Reșița a făcut un muzeu în aer liber al tramvaielor, de exemplu. Dar, în fine, acum fiecare cu industria lui. Doar implicându-ne și doar a atrage și a construi, eu consider că Centrul Tineret, eu am construit cadrul legislativ. Mai departe ține de cei care îl administrează să-l facă să meargă, să fie pe drumul cel bun. Într-adevăr, că voi urmări activitatea lor, dar nu mă pot implica, nu mă pot împărți în două set de lucruri. Și atunci cred eu că rolul nostru de consilier local, de viceprimar, de primar și continuând pe funcțiile care există în eșichierul politic, este de a construi cadrele legale. Și în momentul în care le construim, eu cred că oamenii se vor întoarce sau oamenii vor rămâne în Ploiești. Pentru că toată lumea spune, și mai devreme și noi, că Ploieștiul are un mare avantaj că este lângă București. Pe de altă parte are și un mare dezavantaj, tot pentru că este lângă București. Dar în momentul în care reușim, iar Uniunea Europeană ne-a demonstrat că finanțările din fondurile europene dezvoltă comunități. Indiferent ce se spune, indiferent cât cofinanțăm, dacă tragem linie și vedem, mai puțin am cotizat decât am primit. Și atunci putem, cred eu că dacă am reuși și am avea o sală polivalentă, am crea, uite iarăși mi se pare o idee interesantă, facem în fiecare an tabla de sculptură. Dar neavând o temă, eu cred că dacă am dat o temă, tablele de sculptură, ca în următorii 5 ani să creăm niște alei ale personalităților prahovene, iar tinerii din școli să meargă, să învețe în aer liber, că, nu știu, avem pe Mircea Enescu Quintus, care a fost președintele Senatului, în fine, familie liberală, politică și așa mai departe, ar învăța mai ușor. Este evident că sistemul educațional se transformă de la o zi la alta, într-un ritm în care nu știu dacă noi putem ține pasul, care suntem destul de tineri, dar rămite cei care sunt mai în vârstă. Și atunci cred eu că trebuie să ne actualizăm, putem să facem un update al tot ceea ce este în jurul nostru și trebuie să gândim un pic outside the box, ceea ce din păcate nu se întâmplă la nivel local. Mă uit în Consiliul Local și am colegi și din tabăra mea politică și dintre opoziție, putem spune, care sunt mai limitați sau nu vor să gândească mai pe termen lung. Au ajuns așa la un soi de autosuficiență? E deja prea mult ce au făcut? Se mulțumesc cu... Se mulțumesc cu micile interese. Am înțeles. Bun. Locale. Ce nu e bine? Cineva, domnul consilier. Ce nu e bine în Ploiești? Funcția nu mă ajută. Ce nu e bine în momentul ăsta în Ploiești? Din faptul punctul tău de vedere. Faptul că se mișcă lucrurile foarte greu. Faptul că există o birocrație fantastică, faptul că mi-a trebuit un an și 4 luni aproape să înființez un centru de tineret, a cărei hotărâri de Consiliul Local au avut din ianuarie 2021, deci într-un an de zile mi-a trebuit până a preluat spațiu, până l-au dat spațiu, până au făcut amenajele, birocrația este îngrozitoare și nu credeam. Deci pentru un consilier local din Ploiești, ca să facă ceva pentru Ploiești, alături de mulți alți oameni, e necesar un an de zile ca un centru de tineret să fie... Să funcționeze. L-ați construit de la zero? Nu. I-a spus fundația? Nimic. Este în cadrul... trebuie să menționez într-adevăr și îmi cer scuze. Așa. Faptul că centrul este la etajul 1 al halilor centrale. În regulă. Este bine pentru cei care ne ascultă dacă vor să meargă la activități. Da, asta e un lucru foarte bun. Și după cum știți, halele centrale au o anumită vârstă, deci nu este problema că am construit centru. Dar asta e birocrația. Din păcate ne... Dar trebuie să stea o hârtie foarte mult la o anumită persoană? Trebuie să se uite la ea de mai multe ori? Să primească 20 de avize.
20 de avize de la 20 de oameni diferiți? Sau? Exact, și la final să contasemneze domnul primar sau... Și oamenii aceia sunt foarte greu de găsit, adică sunt plecați în străinătate, vin doar o dată pe... Nu, serios, chiar nu, sunt... Nu, 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 adevăr. De la pandemie n-au putut să vină. Aparatul birocratic este părerea mea... Există departamente unde sunt foarte mulți oameni care nu fac nimic, mm-hmm, și departamente unde sunt foarte puțini oameni și care fac ceva. Și... Dar cei 20 de oameni nu au copii acasă? Ba da, cred, așa cred. Și copiii probabil că merg direct cu mașina spre București și nu au nicio treabă cu pleștul. Sau nu interesează. Din păcate există acea sintagmă mai mult decât valabilă, faptul că programul este 8 ore, am ieșit pe ușă, am plecat, nu mă interesează. Ce-mi dă mie șeful mai departe să fac aia? Fac, nu ies din pătrățică. Dacă mi-am îndeplinit cele, mi-am propus să fac 5 hârtii astăzi, 5 hârtii fac. Contează că mai am încă 5 ore disponibile. Și mai pot face încă 20 de hârtii. Am înțeles. Deci e vorba despre un exercițiu de caligrafie care se extinde pe 8 ore de program, de luni până vineri, unde povestea asta... Îmi place de tine cum totul... Nu, da, mi se pare... într-o zonă a abstractului. Da, nu vine să cred. Serios, adică, ok, și avem... Hai să ne uităm o săptămână, două peste ea. De ce ne trebuie? Ce ne trebuie? Asta, ok. Cine se ocupă? Asta și asta și asta. Hai să le facem. Gândește că am avut o perioadă foarte lungă de timp când renoirile autorităților de funcționare a magazinelor, mm-hmm, durau și 60 de zile. Și era o reînnoire care practic te uiți să vezi dacă a menținut condițiile pe care le-a avut în urmă cu 4 ani când i-a dat autoritatea de funcționare, dacă le-a menținut și legea nu s-a schimbat, e simplu. Vine, n-ai momente în care vrea totuși să pleci din Ploiești? Nu ți se umple așa zi paharul? Nu ai momente în care vrea să cedezi că băi, e prea mult? Da. Și cum totuși treci peste momentele astea? Aveam momente când îmi doream să, la începutul, când îmi doream și să plec. Și mă întrebam de ce m-am întors în țară. Și mă întorc, realizez că la un moment dat este ca și lucrurile din politică. Și te întrebi de ce m-am dus în politică. Și mă întreabă lumea, eu sunt un anumit stil ca om. Ce caut eu în politică lângă șacalii aia? Sunt expresii pe care oamenii de rând ți le spun. Și răspunsul este unul destul de simplu. Dacă nu ne implicăm noi, sau dacă nu mă implic eu, unul ca mine sau alții, nu pot schimba nimic. Trebuie la un moment dat cineva să se implice, indiferent într-adevăr. Probabil că eu am un traseu academic și profesional respectat, zic eu, comparativ cu alte persoane. Dar dacă noi nu ne implicăm, cine atunci? Am întors în țara asta ca să schimb ceva. Dar tu schimbi ceva pe timpul tău. Atât cât tu investești atât foarte atât mult cu permite, prezența ta, cu timpul tău. Timpul, vremurile. Nu ți-ar fi mai simplu în altă, parte? N-ai avea o calitate a vieții mult mai bună și poate chiar ai schimba ceva și mai bine în altă parte, unde există mai multe resurse și unde oamenii comunică eficient, vorbesc aceeași limbă? Să știi că este fantastic momentul în care realizezi că ceea ce ai făcut a schimbat ceva. Și o să dau un exemplu mult mai simplu. Am făcut perioada de Crăciun pe ONG-ul pe care spuneam că îl conduc și am donat 150 de pachete pentru copiii din școlile din mediul rural. Satisfacția pe care o ai când vezi zâmbetul acelui copil cât de fericit este, este unică. Satisfacția pe care am avut-o în momentul în care am lansat centrul din Reșin, în momentul în care primesc poze și văd că se fac diverse cursuri, este fantastică, într-adevăr. Ceea ce ne oferă Occidentul este net superior. Eu am o soră care locuiește la Paris și numai că frate cu soră comunicăm și îmi povestesc de la sistemul social pe care la sistemul medical, nu mai vorbim de infrastructură, autostrăzi, aeroporturi și așa mai departe. Dar îmi doresc să încerc, dacă nu îmi doresc eu și alții ca mine, să încercăm să ajungem în România în același rind cu, nu neapărat cu Franța, dar putem face cu Polonia și cu Ungaria ca să avem o țintă mai normală. Le luăm așa pe rând. Exact. Atunci cine? Ce facem? Dacă am plecat toți, ce s-ar întâmpla? N-ai senzația că cei mai mulți tineri care sunt cu potențial pleacă din Ploiești? Din păcate, mă, nu e o senzație, e o realitate. Și mi se pare că felul ăsta or să rămână doar luptătorii și oamenii care sunt în vârstă, părinții noștri? Am azi dimineață pe un portal de știri. Faptul că Ploiești este într-un top 10 al scăderii populației și al îmbătrânirii accelerate în ultimii 10 ani, comparativ cu acum 10 ani. Iar acest lucru se poate schimba numai dacă se schimbă ceva în oraș, dacă readucem mediul tineresc. Eram mai tânăr, acum sunt tot tânăr, putem spune.
Exista ce ai fost scrutinată și tu, nu vreau să dau nume, un bar, putem spune, pe Vasile Lupu. Ok, dau... îl știe toată lumea, cred. Exact, așa. Toată lumea îl știe, da? Care crea tot felul de evenimente și în fiecare zi crea o atmosferă pentru tine și era o plăcere să te duci. Astăzi nu mai regăsim. Și un mic exemplu. Uh-huh. Nu mai regăsim un exemplu ca acesta unde să zici că toată mediul tineresc, toate vârstele, pentru că era un spațiu în care întâlneai și tineri, dar și oameni de vârsta a doua. Nu neapărat... Aș da vina un pic și pe pandemie, care ne-a schimbat comportamentul vis-a-vis de obiceiurile pe care le avem, chiar și față de felul în care noi privim jobul. Poate că înainte ne gândeam clar să ne luăm chirie în București și să ne găsim acolo un loc de muncă, acum ni s-a oferit o portiță prin care ne angajăm în alt oraș, dar noi lucrăm de acasă și cumva avem... gestionăm altfel toată povestea asta. Nu trebuie să stau 2 ore, 3 ore în trafic ca să lucrez undeva, ci pot să-mi deschid laptopul și dacă am skillurile necesare, pot rămâne ploieștean până la moarte, nu e o problemă. Pandemia a schimbat destul de mult gândirea. Pe de altă parte, nici înainte nu era. Nu pot spune că înainte de pandemie, dăm în 2018-2019, Ploieștiul arăta altfel, ce avem alte activități? Nu. Putem da vina, într-adevăr. Era un pic mai viu. Era mai întârziat încă 2-3 ani de a construi ceva. Da? Adică am avut un an în care cred că nici artificii de anul nou n-au fost. Da, am 2020, adică, dacă nu mă înșel. Cam trist. Da. Gândind la faptul că anul ăsta a fost aglomerație pe străzile din Ploiești noaptea dintre ani. Da. Adică i-am văzut pe ploieșteni că se bucurau că se întâmplă ceva. Chiar dacă nu era muzică, nu erau decât artificii. Și practic ce s-a întâmplat? Au fost niște artificii. A fost un motiv de reîntâlnire, un motiv prin care să te vezi cu oamenii care de obicei nu ai curajul să te mai vezi că e pandemie, nu mai vrea nimeni să discute cu nimeni, oamenii au rămas, nu știu, fără joburi sau și-au schimbat total cariera sau sunt în așteptare. E un moment. Chiar mi-aș dori să se reactiveze toate aceste... Eu cred că tinerii s-ar întoarce în Ploiești. Sau ar rămâne în Ploiești, pentru că vorbim de diferite segmente. Asta cu întorsul mi-e foarte greu să cred. De vârstă, dacă li s-ar oferi oportunități. Și slavă Domnului că, cum spuneam că Bucureștiul e un avantaj că e aproape de Ploiești, ploieștenii s-ar întoarce să locuiască în Ploiești, să muncească la București, dar automat viața de seara se petrece în Ploiești, dacă ar avea activități. Mai e o chestiune legată de bani. Că un salariu aici în Ploiești, dacă nu e la fel câștigat... de bine plătit ca în București. Pe de altă parte, dacă muncești în București și trăiești în Ploiești, câștigi mai bine decât dacă muncești în București și trăiești în București. Depinde cine plătește carburantul. Sau dacă ții abonament pe tren, nu știu. Sunt niște lucruri foarte clare pe care tinerii nu le gândesc încă din prima, dar e simplu. Adică de ce aș lucra aici și n-aș lucra în altă parte? Nu spun că nu sunt oportunități în Ploiești, pentru că există chiar și programatori foarte bine plătiți aici în Ploiești, dar mai avem nevoie și de resursă umană. Avem nevoie de oameni Ploiești în toate domeniile. Ploiești încă oferă oportunități și sunt destul de multe companii care oferă salarii bune. Mm-hmm. Pentru zona Ploiești, că acum pentru oamenii muncitori. Da. Așa să subliniez chestia asta, eu țin foarte tare cu tinerii, dar există mai multe categorii de tineri și una dintre categorii sună cam așa: vreau să stau cu tava în față și să-mi pice pe ea tot ce trebuie. Și atunci, dacă nu există ideea de a pune mâna... În momentul în care doresc ceva, se poate realiza. Câți dintre tineri? Eu pot spune că am avut 4 filme până să o am pe cea actuală. Tu ai avut foarte multe visuri. Tu ți-ai făcut, niște planuri. Reușit. Tu ai avut niște funcții încă de când erai elev. Făceai ceva, aveai un program foarte bine stabilit. Din păcate sunt mulți tineri care în momentul de față, fie că sunt la facultate sau că sunt încă în liceu, nu au un vis, nu au o traiectorie. Sunt acolo, în inerția faptului că și alți copii tineri de vârsta lor fac cam la fel. Și aici putem lucra. Avem tineri, și putem de exemplu pe Liviu Drăghici, care face anumite lucruri deosebite pentru elevi. Dacă l-am putea multiplica cam greu în mai multe licee, automat s-ar schimba, pentru că știm foarte bine că educația pleacă din școli. Da? Nu putem noi educa pe bunica la 90 de ani să colecteze selectiv gunoiul, când noi nu ne educăm până la clasa 4-a să pună gunoiul în 4 pubele diferite.
Și atunci totul pleacă din spate. Atunci putem lucra un pic cu niște politici publice prin care, nu știu, să putem introduce, de exemplu, pubele în fiecare clasă, în parte din acelea mici, în care copiii de la 0, clasa 0, poftim, până la clasa 4, să învețe, să selecteze. Automat vor învăța și acasă. Pentru că când copilul vine acasă, mă uit la mine, cel mai bun exemplu, și îmi spune copilul meu că am învățat asta, automat, tu ajungi semnul de alarmă și este evident că vei aplica. Te punești pe tine pe gânduri, păi stai că nu facem noi asta, încă ai să facem și noi aici. Vei aplica și tu. Mă uit la mine, faptul că eu sunt genul de persoană care, și soția mai ales, că trebuie să recunoaștem că există și un gât în familie, mă educă și suntem educați să selectăm totul. Mă uit în schimb la filme că în care zi mi-a luat nicio treabă. Cu ideea de a strânge cartonul la carton, petrolul la pet, aluminiul la aluminiu și așa mai departe. Deci totul pleacă din educație. Și cred eu că trebuie să fie timpurie. Când lumea spune educație timpurie, chiar asta trebuie. Cred eu că se pot introduce niște materii opționale și aici putem vorbi inclusiv de antreprenoriat, pe care să le putem insufla un pic la copii. Nu putem face o schimbare și impune. Într-adevăr, multă lume spune că în baza unor amenzi drastice îi vom educa. Dar le putem aplica în paralel. Cu siguranță comunitățile vulnerabile în baza unor amenzi pot fi un pic stimulate. Dar trebuie lucrat și din spate. Dacă nu educăm de mici, nu facem nimic. Subiectul ăsta cu gunoiul e un subiect foarte sensibil pentru ploieșteni. Da. Activator de altfel de comentarii de toate felurile. Știi cum e? Nu poți să te duci către cetățeanul care muncește din greu și să-i spui vezi că ne-ai aruncat gunoi unde trebuie, în condițiile în care cetățeanul are toată puterea din lume să-ți arate gunoaiele pe care le-a fotografiat zile întregi, zăcând fie că erau 40 de grade afară, fie că înghețam de frig în casă. Și totul pleacă de la administrație și la construirea acelor caiete de sarcini, dacă mă întreb pe mine. Pentru că dacă un caiet de sarcini, în momentul în care făcea o licitație, era făcut pe bune, cu termene clare, cu obiective clare, automat nu mai ajungeam aici. Într-adevăr, slavă Domnului că sunt consilier local și pe mine mă înjură lumea pe stradă din cauza gunoaielor. Toată lumea știe problema, probabil. Că sunt două contracte, chiar dacă este destul de complicat de explicat omului de rând că sunt două contracte, unul ține de primărie, unul ține de Consiliul Județean, la final omul de rând îl interesează să ia gunoiul. Corect. Birocrația, administrația nu-l interesează. Dar totul trebuie să fie bine făcut, ceea ce aici avem o mare problemă. Faptul că nu suntem în stare să ne asumăm, faptul că gândim totul pe termen scurt. Am reușit să iau mandatul ăsta de consilier 4 ani, fac tot ce pot, că după aia nu se mai știe. Nu trebuie gândit așa, trebuie gândit un pic. Stai, poți să-mi traduci asta cu fac tot ce pot? Înseamnă fac ce? Tot ce pot pentru mine. Ah. Să-mi fie mie bine. Ok, asta e completare. Nu se știe peste 4 ani dacă mai ajung la putere, mai ajung consilier, etc. Asta este gândirea. Și trebuie să o recunoaștem. Și din păcate sunt mulți din noile generații care gândesc la fel. Într-adevăr, pentru că se transmite treaba asta din este patologic, nu-mi dau seama. E o frică de sărăcie și intrăm într-o anumită zonă care ne asigură ceva călduț? Cred că tot gândesc faptul că dacă reușesc să prindă un loc într-o funcție politică, îl apucă pe Dumnezeu de picior. Și am o expresie. Ceea ce este complet fals. Din păcate, sunt foarte puțini care intră în politică fiind deja bogați. Și știind că nu pentru asta intră în politică. Eu mă pot verifica oricine, pe declarații de avere, pe tot. Nu am intrat în politică pentru bani. Slavă Domnului, la vârsta mea am destul de multe. Asta nu știu dacă e neapărat relevant, adică mă gândesc că și un tânăr care e la început de drum și intră în politică, neavând sume de bani, nu înseamnă că el va începe să-și contează tot, pună meseria într-o altă direcție. Pentru a ajunge la finalitate, totul pleacă din educația timpurie. Pe de altă parte, mă gândesc și la faptul că oamenii care au bani își pot dori și mai mulți bani. Nu poate exista și varianta asta. Contează foarte mult în ce domeniu activează, în primul rând. Totodată,
trebuie să fim conștienți de unde se implică. Mie mi se pare că omul care se consideră sau pe care îl considerăm că este bun la toate este o mare prostie. Observăm că fiecare om politic, în urmare, au consilieri. Consilierea contează foarte mult. Din păcate, această funcție este de izolare în politica românească. Noi angajăm oameni mai slab pregătiți decât cel care îi angajează. Ceea ce este complet aiurea. De-aia ții niște consilieri ca să te învețe pe niște arii pe care tu nu ești bun. Este logic că un primar nu poate să fie bun pe 20 domenii. El poate să fie bun în domeniul care e activat, nu să fie primar, că fiecare are o meserie și să zicem în management. Dar mai departe nu poți. Prostia care, și un exemplu, este la sistemul medical. Toată lumea spune că, domne, că dacă nu ești medic, nu poți să fii manager într-un spital. Este o aberație. Un manager bun nu trebuie să fie doctor. El trebuie să fie un foarte bun conducător, să știe să pună oameni la treabă, să știe să le dea niște task-uri, niște direcții, să îi explice la fiecare care e pătrățica lui și să-și facă treaba bucățica aia cum trebuie. Asta contează. Ceea ce, din păcate, nu avem. Am o rubricuță, de obicei se numește, nu știu, cui mulțumești, da? Să spui exact cine e mentorul tău, dar eu te-aș întreba altfel. Te-aș întreba cui îi mulțumești tu, în clar, pentru cine ești tu astăzi, Radu Siminescu? Familie, în primul rând. Eu mi-a contat foarte mult educația. Și faptul că, indiferent de ce am făcut de-a lungul vieții, părinții au încercat să mă impulsioneze și să-mi explice. E bine așa, nu e bine așa. Provin într-o familie cu doi părinți ingineri, toată viața lor au fost angajați. Deci nu se pune problema că am avut o condiție financiară deosebită. Spuneam, mine și bunicul, să desma, în perioada comunistă, după ce a fost ținut politic, nu ai avut următorii 30 de ani o viață ușoară. Dar a contat foarte mult ideea de impulsionare și de explicare că dacă îmi doresc ceva, pot realiza. Și așa am rămas și astăzi. Consider că trebuie orice în ceea ce mă implic tot timpul, voi avea o finalitate și voi reuși. Indiferent că mă lovesc de 26 de consilieri locali, de un primar, de un viceprimar, nu contează. La un moment dat, trebuie să reușesc să fac acel lucru. Se dărâmă blocul cu 7 etaje? Nu se pune problemă. A comunicat corect din punctul tău de vedere primarul orașului Ploiești această inițiativă, propunere, sondajul ăsta, tot ce a fost? Nu. De ce spui asta? Și o spun ca și coleg de partid chiar. Pentru că consider, și punctul meu de vedere, neapărat al partidului, că trebuia să aibă o discuție cu cetățenii acelui bloc, în primul rând. Și după aceea putea să iasă în mass media cu ce dorea el ca și sondaje. Consider că sondajul trebuia făcut în primul rând pe oamenii care locuiau în acel bloc și după aceea pe restul populației ploieștene. Să fim serioși, toți ne dorim să avem o esplanadă deosebită, să, nu știu, să avem un parc cum are Craiova sau cum are Bucureștiu. Da, ar fi ceva deosebit. Cred că și Târgoviște are ceva interesant. Dar acum, e mai așa, mai, mai aproape. În acest sistem în care spui că ne hotărâm să dărâmăm 7 etaje, oricine de mâine poate să hotărească să spună, nu știu, hai să dărâmăm și patul administrativ, că și el face parte din partea de esplanadă, ar da bine parcă dacă dărâmăm și Casa Albă. Și așa mai departe. Comunicarea a fost nu cea mai bună. Dacă ai fi fost sau dacă vei fi la un moment dat reprezentant al Ploieștiului în calitate de primar, evident, consideri, crezi că ai face mai bine decât actualul primar ceea ce el face în prezent? Este greu de spus. Consider foarte mult că este important de cine te înconjori și sfaturile pe care le primești. Dar aș face tot ce îmi stă în putere pentru a îmi numi și a mă atrage lângă mine cei mai buni oameni în fiecare domeniu în parte. Indiferent că îmi convine sau nu părerea cuiva, nimeni nu e perfect, nimeni nu le știe pe toate. Mi se pare mai mult decât important să încerci să faci acele grupuri operaționale, acele așa numite consilii consultative. Mi se pare că ar fi fantastic dacă primarul sau președintele Constituțean, nu contează,
sau alte funcții, ar convoca, de exemplu, luăm pe alt segment, structurile patronale în fiecare lună și le-ar întreba o părere, dacă ar chema Ordinul Arhitecților și le-ar întreba, aș dori să fac o esplanadă, vouă cum vi se pare? Sau voi cum o vedeți? Avem, nu știu, Parcul Municipal Vest, unde nu cresc bălării și nu cresc pomi. Cum l-am putea dezvolta? Avem N spații verzi în oraș sau spații nefolosite și mai departe. Deci, dacă am chemat așa numitele bresle și le-am cere punctul de vedere, cred că acest lucru ar fi mai benefic decât dacă ne-am înconjurat de tot felul de tipuri de oameni. Așadar, nu din recomandări, nu neapărat din prietenii, ci din ideea de profesionalism. Dimpotrivă. Oameni tu care mai, sunt... Tu mai, dacă tu mai vota ca și primar, putem spune, așa, mai vota pentru că crezi în mine și crezi că poți schimba ceva. Eu, dar cei mai mulți probabil că l-ar vota pe cel care are bannerul cel mai mare aproape de centrul orașului. Sau cel care reușește cumva dar să ajungă mai să repede. Gândim așa. Sunt absolut convins. Dar omul nu mai are timp de multă nu, vreme și ca să-și pună să întrebări. Explic, atunci pe tine te-aș putea lua pe partea de comunicare, pentru că consider că m-ai putea ajuta, în schimb niciodată te-aș putea lua pe tine să te ocupi de spații verzi. Clar. Că n-ai avea nicio treabă. Mm-hmm. Sau de sistemul medical. Haideți să fim serioși. Dar aș vrea să fie acolo un profesionist. Exact. Tocmai ca să știu și sigur că atunci când eu ajung acolo... Cred că tu ca și votant ți-ai dori ca eu să mă înconjur de cei mai buni specialiști pe care îi pot atrage, pentru că fiecare la nivelul lui, astfel încât comunitatea în care tu trăiești să se dezvolte. Aș fi vrut să parcurgem un pic și niște texte pe care le-am văzut în Facebook, niște mesaje pe care am, nu știu dacă aveți un om, fiecare om în parte, fiecare consilier are un om care se ocupă de social media sau voi vă faceți de cap acolo în mod personal? Ar fi fantastic, dar nu cred că se pune problema la nivelul meu. Am înțeles. Ai vorbit mai devreme legat de 7 etaje, ți-ai exprimat opinia și voiam să subliniez că din punctul meu de vedere, în calitate de cetățean și de om care observă lucruri, mi se pare că a fost o foarte proastă comunicare vis-a-vis de 7 etaje, mă refer de la primărie către, eu așa zic, de la primărie către cetățean și asta pentru că m-au oprit mulți cetățeni să-mi bată mie obrazul pentru ceea ce spune alții oameni. Zic, nu știu, poate e cineva care a angajat acolo și a avut o zi foarte proastă. Și am zis că avem un primar care răspunde un pic cam din scurt unor mesaje ale unor cetățeni care ar putea sau nu să ofere niște voturi. Cu siguranță. Deci trebuie să, cei 27 aveți, ăsta era mesajul meu pentru tine și pentru ceilalți 26, să aveți grijă de el. Mie asta mi s-a părut că... Fiecare cetățean contează. Cred eu că era mai bun dacă ieșea cu un mesaj în care spunea am rămas după 2021 cu 9 milioane de lei în trezorerie, bani neconsumați. Ne costă 4 milioane casa căsătorilor. Ce părere aveți, o cumpărăm? Cred că ar fi fost mai bine și oamenii ar fi fost mai încântați, pentru că este un simbol, decât să dărâmăm. Din păcate, este adevărul, în ultimii 30 de ani dărâmăm. Dărâmăm. Și ce până în loc? Asta e o întrebare. Da, până data viitoare, știi cum se spune. Mai avem foarte puțin în acest podcast și cam toți invitații la final au o recomandare de carte. Ceva un pic diferit, tocmai ca să vedem ce poate recomanda un invitat, un singur titlu atât din partea ta, ceva care ție ți-a schimbat ceva în viața ta la nivel de percepție, nu știu, la nivel de educație, de alegeri, orice. Însă acum la două tipuri de carte pe care le-am citit. Mi-am cumpărat de curând cărțile lui Adrian Cioroianu. Sunt trei volume în care există o emisiune la televizor. Nu știu dacă ai prins-o, cu 5 minute de istorie. Momentul de istorie, cu 5 minute. N-am prins-o, dar și în care, practic, sunt picanterii istorice. Mm-hmm. Eu, prin conformate, sunt istoric ca și studii și așa mai departe, cu diverse momente ale vieții. Și aceea este o carte pe care aș recomanda-o foarte mult pentru că este o altă față. Și cum spuneam mai devreme, partea de educație, că ne-ar trebui și alte materii, în adevăr, cred eu că și din punct de vedere al istoriei se poate face o istorie mai plăcută. Am observat când mergeam în afară faptul că tinerii din țările respective nu-și cunoșteau istorie. Și mi se părea un lucru tragicomic ca tu să vii, nu știu, în Franța să le vorbești de Ludovic al XIV-lea și există la tine, trebuie cine e ăla. Și doar un exemplu. Am primit de ziua mea, care a fost acum câteva zile, Marea Carte a Ploieștilor. Și pe care am văzut-o și la Cărturești, dacă nu mă înșel. Da.
Și este o carte pe care cred eu că fiecare ploieștean ar putea o citi, chiar dacă nu și-o permite, o poate în lua de la biblioteca Nicolae Iorga, împrumut și returna. Cine mai face asta? E external ce spui, dar e există, wow. Sunt câte 5 volume din cele 3 volume. N-aveți PDF-ul, n-aveți un audiobook să ne-l dați, să-l ascultăm? Sunt cele 5 volume și unde găsești foarte multe informații. Iar ca să revin la întrebarea ta despre o carte, există o carte care mi-a plăcut mie, nu am acum titlul foarte bine în cap conturat, despre antreprenoriat este cartea, în care vorbesc 10 persoane, 10 antreprenori de succes, despre eșecurile pe care le-au avut, nu despre cum s-au ridicat. Și vorbim de Mob Expert, vorbim de Mag, vorbim de Betty Ice, MedLife și așa mai departe. Foarte deci tare. Nume pe care toată lumea le cunoaște și care cred eu că poate să fie și un pic catchy, ca și carte. Și cred că sunt niște lecții de viață pentru orice sunt viitor antreprenor. Citești și realizezi că într-adevăr te lovești. De la birocrație, la găsirea unui spațiu, la prieteni, la familie. Mulți ani mama, și cel mai bun exemplu pe care probabil că mulți îi spuneau, având firmă din 2009, îmi spunea, mamă, dar tu te angajești undeva? S-au trecut ani și i-am demonstrat că mă întrețin singur, că am creat o afacere de familie, că mi-am făcut o casă și așa mai departe. Și te mai întreabă? Și am continuat să mă întreba, mamă, dar nu-i mai bun un loc de muncă? Iată, asta e diferența de percepție, ceea ce știau părinții noștri că e funcțional. Te duci la fabrică, stai acolo și ai un loc de muncă și 30 de ani asigurat, dacă nu superi pe nimeni și îți vezi de pătrățica ta, versus dinamica de acum. Acea dinamică de care tu vorbești din epoca comunistă, în care mama a lucrat 20 de ani în comunism și 20 de ani în capitalism, se propagă și astăzi în sistemul de stat. Toată lumea în sistemul de stat știe că nimeni nu te dă afară. Și de aici și mentalitatea. Și acolo trebuie schimbat. Și de aici și acel un an de așteptare, nu? Exact. Sau și mai mult de un an atunci când trebuie să dai 20 de semnături. Cred eu că ar trebui un pic schimbat. O chestie pe care o țin minte din facultate și cu asta închei, este că în primul an de studiu ne-a venit profesorul care ne coordona, în fine, care studiase la Harvard, doctor și mai departe, și care ne-a explicat că eu sunt Angie. Și mie așa îmi spuneți, nu îmi spuneți doamna profesor, nu îmi spuneți doamna doctor și așa mai departe, pentru că respectul se câștigă prin ceea ce eu știu să fac și ceea ce eu voi învăț. În momentul în care vouă să vi se pare că eu bat câmpii, nu mai am ce căuta, atunci nu mai există respect. Același lucru și aici. Faptul că noi nu implementăm puțin niște politici de promovare, dar în ultimul rând de permanentă verificare și în mediul educațional și în mediul profesional, dacă vorbim de publică, prin care oamenii să-i evaluăm o dată la 2-3 ani, de aceea ne blocăm și de aceea sunt foarte mulți rămași în antichitate. Primești dată un 10, toată lumea știe că l-ai luat și că ești premiant, așa o să rămâi toată viața, indiferent dacă tu te plafonezi sau dacă tu poate chiar mai evoluezi și ar trebui să te compari cu alți oameni. Radu, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. E cu felicitări, dar cu felicitări așa un pic cu emoții, pentru că n-aș vrea să se înțeleagă că dacă noi spunem bravo, înseamnă că este suficient, ci avem nevoie și de ceilalți 26 plus 1 oameni care decid cumva soarta tinerilor din Ploiești. Voi sunteți cumva impulsul pentru a ne da afară sau pentru a ne atrage mai mult către Ploiești. Sunt tineri care urmăresc acest podcast și n-au nici măcar habar care-i treaba cu un consilier, de ce are și el un cuvânt de spus. Însă probabil după o astfel de intervenție își fac mult mai bine research-ul și ori să vă pună mai multe întrebări, ori să vină la voi să vă, cu ghilimele de rigoare evident, să vă urecheze atunci când greșiți, când faceți ceva mai mult pentru voi și prea puțin pentru ploieșteanul de rând, care așteaptă cumva și schimbarea, uneori nu știe nici el dacă are habar dacă se întâmplă ceva, sau se uită tânărul către bunic și spune, bă, dacă bunicul zice că nu avem nicio șansă, nici noi nu mai avem. Dar vreau ca unul ca tine, că spune de Liviu Drăghiș mai devreme, să se multiplice, să facă astfel de centre pentru tineret și
să merg la Ploiești, se întâmplă ceva acolo, au ăștia un parc municipal, veste extraordinar, avem acolo un soi de muzeu. Să ții minte că toate proiectele astea, dacă le și pui în practică, tinerii vor, nu că vor crede mai mult, ci vor începe și ei să facă. Pentru că dacă dați dintr-o direcție, merge până la capăt, spune. Avem foarte mulți tineri care fac ceva în Ploiești care nu se știu de el. Avem pe Liviu, că nu mai... Pe Liviu îl mai știe lumea, îl mai știe, îl mai știe. Avem pe Lucian Vasile. Și, și de Lucian mai știe lumea. Care la fel, face extrem de multe lucruri. Este un super istoric. Unde am putea construi un muzeu al Ploieștiului. Cu, numai cu ce are el acasă. Abia aștept să ne revedem. Abia aștept să ne revedem, să discutăm și mai în detaliu despre oamenii faini. Poate chiar mi-ar plăcea la un moment dat, chiar din partea consilierilor locali, să existe niște ploieșteni despre care să se vorbească. Uite, eu am întâlnit săptămâna asta un ploieștean care merită un rând de aplauze, care merită un bravo, care merită mai mult de la viață. Mă bucur dacă v-a plăcut povestea, mă bucur dacă vă faceți și mai bine lecțiile vis-a-vis de oamenii care decid pentru noi și dacă vă și plac unii dintre aceștia, să le spuneți și ce vă doare și ce vă place ca să funcționeze din ce în ce mai bine Ploieștiul. John, să ne auzim și săptămâna viitoare, tot luni de la 13. Până atunci, numai bine. La revedere!